a trăit. Te-am trăit, mă. Ce faci, domnule? Venit aici într-o echipă completă. Suntem la podul de pe drumul 679D, o investiție a Consiliului Județean, circa 500.000 de euro. Este o investiție pe care am suportat-o în totalitate din fondurile Consiliului Județean, conform aprobării Consilierului Județean, bineînțeles. E un pod care de o mare importanță, exista un podeț vechi, domnul primar a insistat foarte mult ca să facem o lucrare serioasă aici, pentru că vom merge și pe drumul 679, a cărui recepție va avea loc în maxim 30 de zile. Important este că acest drum are toate aturile pentru a fi considerat un drum cu standarde europene. Drumul acesta a costat peste 4 milioane de euro, respectând toate normele europene în ceea ce înseamnă un drum de asemenea caracteristici. Acest pod va fi recepționat și el undeva peste aproximativ o lună jumătate, două. Obligația noastră a celor ce conducem Consiliul Județean este ca să creăm condiții la nivel european pentru locuitorii localității păstorite de domnul primar, localitatea Ungheni, un primar foarte ambițios, un primar care pune presiune pe autoritățile județene pentru a ne duce la bun sfârșit proiectele pe care le-am avut în derulare. Sunt aici alături de primarii din zona de sud a județului Argeș, la fel împreună cu domniile lor vom dezvolta proiectele viitoare pe ceea ce înseamnă fonduri europene 659-679. Lucrurile acestea ne fac să fim optimiști pentru că în curând sudul județului Argeș va arăta într-adevăr așa cum ne-am propus, cu legături excepționale pentru dezvoltarea acestei zone importante a județului Argeș. Foarte importantă zona. Datorită dumneavoastră suntem astăzi aici. V-ați spus și ați înțeles importanța acestei lucrări. Datorită dumneavoastră, datorită echipei dumneavoastră, echipei de parlamentari, ne aflăm astăzi aici, ne bucurăm. Ne spus de mult, nu numai locuitorii comunei Ungheni, în speță satele Colțu și Satul Nou. Eu când am avut discuție cu domnul președinte vis-a-vis de DG679D, eu am insistat, fiind puțin mai căpos așa de felul meu, să facem drumul. Dânsul a fost persoana care a hotărât să facem și podul. Eu renunțasem la un moment dat, crezând că nu sunt bani, nu sunt alea, dar datorită dânsului suntem pe pod astăzi. Bani nu sunt cât ne-am dorit noi, dar obligația noastră este aceea că dacă facem un lucru, să-l facem cu seriozitate și cred că cetățenii acestei zone merită și un drum la standarde europene. Încercăm să dezvoltăm și alte activități care țin de zona aceasta agricolă. Acordăm sprijin tuturor celor care se înhamă la munca aceasta a câmpului. O muncă grea, o muncă foarte grea, dar la un moment dat va duce și la creșterea potențialului economic pentru tot ce înseamnă cetățenii din sudul județului Argeș. Da, cum să nu. Foarte mulțumim să trăiți. De investiții făcute de Consiliul Județean, din punctul meu de vedere, vor fi exemplu de bună practică. Este acest drum făcut în comuna Ungheni, este acel drum făcut de la Buzoiești până la Popești. Este 503, va fi 659, va fi 679, este Pădurești, Costești și altele ce vor urma. Dacă vom avea și suma necesară de bani, pentru că totul trece prin ceea ce înseamnă sume de bani.